Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Permiteți-mi să mulțumesc conducerii școlii că am fost invitat la deschiderea oficială a noului an școlar, că sunt aici alături de voi, în această școală care, pe lângă faptul că este foarte bine gestionată, după cum vedeți, de fiecare dată și în fiecare an, performanțele profesionale de aici sunt recunoscute. Desigur, sunt emoții foarte mari pentru toată lumea, cred că, și pentru cei mici care pentru prima dată, iată, vin în această școală, care probabil aseară și-au realizat primele activități pentru noul an școlar, un mic ghiozdan, emoțiile de a participa pentru prima dată la acest moment festiv și emoțiile pentru noul an școlar, care sigur sunt transmise și părinților, sunt transmise și celor dragi lor, dar și conducerii și colectivului de la această școală. De asemenea, cred că vă pare rău că s-a terminat prea repede vacanța, dar de obicei așa se întâmplă, trece foarte repede tot ce este frumos. De data aceasta, iată că pornim cu dreptul pe un nou an școlar, în care, desigur, performanța profesională trebuie să fie în primul plan, atât pentru dumneavoastră ca elevi, cât și pentru colectivul acestei școli. Sunt convins că aici veți găsi condițiile cele mai bune pentru desfășurarea anului școlar. De asemenea, vă rog să rămâneți convinși că vom face în așa fel încât să creăm condițiile potrivite pentru desfășurarea unui an școlar, în condiții optime de desfășurare și cu o bază materială care să vă creeze absolut toate și să vă faciliteze toate condițiile unui an școlar foarte bun. Felicit pe toți cei care astăzi iară intră în noul an școlar, felicit întregul colectiv al acestei unități școlare, felicit pe toată lumea și vă doresc să aveți un an foarte bun din punct de vedere al învățământului și al școlii, pentru că până la urmă rezultatele profesionale care le obțineți dumneavoastră este mândria întregii comunități turdene. Vă mulțumesc pentru ce ați realizat până acum, vă doresc succes mult în continuare, un an cât se poate de bun școlar, la mulți ani tuturor! Mulțumim! Să știți că și mie îmi pare foarte rău că s-a terminat vacanța, mi-aș fi dorit cel puțin încă o lună de vacanță, dar nu se mai poate, vom avea la anul. Am să vă anunț pentru început modificările la structura anului școlar. În acest an școlar vom da vacanța de iarnă în decembrie și în momentul acela se încheie și primul semestru, spre deosebire de anii școlari trecuți. Vom avea apoi o vacanță de 3 săptămâni, de care o să ne bucurăm, apropo de ce ne doream mai înainte, după care începe cel de-al doilea semestru. Iar apoi, la sărbătorile de Paști, vom avea iarăși 2 săptămâni de vacanță. Și apoi vom continua până în 16 iunie. Cei mici, 1-4, vor avea o vacanță prin luna noiembrie și toată lumea, între 2 și 6 aprilie, înainte de Paști, va avea activități extrașcolare la școală împreună cu cadrele didactice. Mai multe amănunte o să vă dea domnii învățători și diriginți de la clase. Am să anunț elevii nou veniți. La clasa a 2-a C, Cadar Claudiu. La clasa a 5-a B, Oroian Robert și Marjanu Stanca. Și Bisbosca Iadviga, îmi cer scuze dacă am greșit numele, este o colegă din Ucraina. La clasa a 6-a, Mera Adi Iulian, Popa Ioan Ovidiu, în clasa a 6-a A, în a 6-a C, Cadar Adrian,
de la școala Ioan Opris și în a 7-a B, Moldovan Mircea din comuna Călăraș. Pentru clasa 1 am să rog doamnele învățătoare să vină aici lângă mine și să-și cheme elevii, pe care o să-i rog frumos să iasă în față, nu aici printre cablu, să-i vedem. Necesarul de rechizite la ședința cu părinții. Acolo, după ce ne vom organiza comitetul de părinți pe casă, vom mai spune și necesarul de materiale pentru clasă, pentru copilași, ce mai au nevoie. Deci eu v-am dat mai strictul necesar pe care puteți să-l cumpărați de la librărie astăzi, mâine, în zilele